Brailan, de numai 31 de ani, și-a pus capăt vieții chiar în biroul său din portul Brăila. Bărbatul nu a mai răspuns la telefon și nu a spus nimănui unde se află. Îngrijorate, rudele l-au căutat, presimțind parcă tragedia care avea să se întâmple. Bărbatul era mort și așa l-a găsit tatăl său după ce a spart ușa biroului acestuia. Tânărul avea o relație stabilă și urma să se căsătorească în octombrie. Era singurul copil al familiei, încă nu se cunosc motivele care au dus la această decizie dramatică. Un bălățean în vârstă de 57 de ani din Măstăcan a murit după ce a fost lovit de un tractor. Tragedia s-a petrecut pe drumul de județean 255. Bărbatul a vrut să traverseze drumul, dar nu s-a asigurat și nu a văzut tractorul, al cărui conducător nu a mai avut timp să frâneze. Șoferul care conducea tractorul, un localnic de 37 de ani, a fost preluat de polițiști pentru cercetări. Bărbatul nu consumase băuturi alcoolice, este acum cercetat pentru ucidere din culpă. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ar putea acorda firmei spaniole Inveravan de Inversiones Universales un împrumut de 59 de milioane de euro pentru construcția unui parc eolian în Galați, conform adevărul.ro. Investiția totală în construcția parcului eolian este estimată la 84,2 milioane de euro. Unitatea va avea o putere instalată de 54 de megawați. Proiectul este dezvoltat de o firmă spaniolă care este prezentă cu activități de producere a energiei eoliene și producția petrolului și gazelor în peste 20 de țări. În România funcționează parcuri eoliene cu o capacitate instalată cumulată de peste 2100 de MW. În prezent, energia regenerabilă acoperă aproximativ 8% din consumul final de energie din România. Investițiile derulate în construcție de unități de producție energiei verzi depășesc 3 miliarde de euro, fiind realizate în principal de companii private. Liberalizarea prețului gazelor naturale a fost unul dintre subiectele în jurul cărora s-a centrat întâlnirea dintre reprezentanții patronatelor din metalurgie și petrochimie, printre care s-au aflat și country managerul ArcelorMittal Galați Ionel Borșta și omul de afaceri Ioan Niculae și ministrul delegat al energiei Constantin Niță. La întâlnire au participat și reprezentanții federațiilor sindicale din aceste domenii, care au organizat recent acțiuni de protest la București față de liberalizarea prețului gazelor naturale și scumpire energie electrice. Deocamdată nu s-a găsit nicio soluție concretă. Mai mult, premierul Victor Ponta a declarat recent că la discuțiile avute cu președintele OMV și proprietarul ArcelorMittal despre investițiile acestora în România, LaxmiMittal i-a spus oficialului român că în Europa, dacă nu se face ceva, nu va mai fi competitiv și profitabil să se producă oțel și că producția se va muta în aceste condiții în Rusia sau în China.